pământ din pământ, țărână din țărână, în sigura și nestrămutata nădejde a unei fericite învieri pentru viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care la măreața Lui arătare va schimba corpul umilinței noastre ca să ajungă la fel cu corpul Său proslăvit, potrivit cu lucrarea prin care El este în stare să supună toate lucrurile. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă toate aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, adulteri, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. În spiritul acestor cuvinte citite, vă invit la rugăciune. Tatăl nostru care tronezi în ceruri,